ziua. Astăzi vom realiza mărțișoare. Primul mărțișor îl voi realiza cu ajutorul sizifului. Acest aparat poate tăia sau îngosa. Eu voi tăia flori și frunze din puzlă. Voi folosi atât puzlă autoadezivă, cât și puzlă care nu are adeziv, pe care le puteți găsi la Galeria Creativ. Cu foarfeca tai în dreptunghi mare cât matrița. Introduc matrița în aparat. Așez placa deasupra și tai puzla. Același lucru îl repet cu celelalte bucăți de puzlă. Pentru mărțișorul tip broșă pe care doresc să-l realizez, am nevoie de bază de broșă. Acestea se găsesc într-o gamă diversificată la Galeria Creativ. Eu voi utiliza în continuare baza de broșă rotundă pentru că îmi dă posibilitatea să lipesc mai multe elemente. Cu pistolul cu silicon voi lipi fiecare bucată de puzzle pe bază de broșă, mai puțin bucățile care au deja adeziv. Utilizez des pistolul cu silicon pentru că se încălzește rapid și lipește instant suprafețele poroase, precum materialul textil, carton, metal. Singura grijă pe care trebuie să o am este să nu mă ard cu siliconul încălzit sau cu capătul pistolului. De asta nu se recomandă copiilor. În schimb, pâsla autoadezivă este foarte ușor de utilizat de către copii și de către mine. După cum vedeți, dezlipesc folia albă și lipesc floricica broșă. Lipesc și un pompom alb. Acum îi atașez firul de mărțișor, lipesc cutiuța și am terminat mărțișorul. Spor la decorat.